Miercuri 14 noiembrie 2018 mă aflu în localitatea Voinești, din județul Dâmbovița, în crescătoria unuia dintre cei mai importanți maratoniști extreme ai României în ultimii ani. Este vorba despre maestrul Mihai Tița din Voinești, Dâmbovița. Vă salutăm, maestră, ce faceți? Bună ziua! Tot printre porumbei, nu? Și toamna, și vara, și iarna, și toată ziua numai pe aici, printre ei. Dacă nu stai de ei, nu ai cum să realizezi ceva. Așa e. Anul ăsta a fost mai greu. A fost mai greu din toate. Ați văzut că am vorbit și la pui. Și am vorbit și de probleme organizatorice. Exact. Vă spun sincer acum, eu recunosc. Mai e și greșeala mea. Când se urăște cu binele, știi, omul zice că face mai bine, dar face mai rău. Dacă nu ții linia cât de cât, așa. Deci sunt și greșeli de alimele. De exemplu, aici, fiind la lotul de zbor, vedeți că sunt vreo... Exact. 35 până... 30, aveți aici, 35-40 de adulți și vor mai fi câțiva și până alte parte. Da, dar câțiva sunt și la matcă din ei. Sunt vreo 35-40 de adulți, plus suta de pui, zic, e cam mulți, dar... Să vedem, până la urmă îi transportăm noi și îi zburăm. Important e să concurăm. Și important e că au rămas, să știți. Și au rămas. Pentru că foarte mulți crescători au pierdut. A fost un an atipic din punct de vedere al pierderilor, din ce am auzit. Indiferent de federație, în foarte multe zone ale țării, pierderile au fost enorme. În special la categoriile astea, regină, fond, maraton, maraton extrem, au fost crescători care... Au închis mai repede porțile decât... Nu, am concurat până la sfârșit. Păi bine, rău, păi... am concurat, că am avut cu ce, că s-au strâns. De la zborul, de la derbiul național, la Severdonez, din 30 de porumbei angajați, am 22-23, cred, chiar sosiți, 12 sosiți în ceasul de sigla și restul a mai venit după aceea. Dar... Cât aveți? 1100, nu? 1100 de kilometri. A fost lansarea cum a fost, da. Transportul cam greu. Da, din păcate nu i-a ajutat nici lansarea și ora, da, a fost ora, greșită aleasă, undeva aproape de prânz, nu? 11:30 cât a fost. Eu cred că n-a văzut nimeni în România și nici în străinătate o lansare dintr-o parcare. La niște porumbei de maraton, da, vorbim. Și la ora 11:30. Așa e. Ei, până rezistența lor și până construcția lor, au sosit acasă 22-23 de porumbei. Și până la urmă, cu asta mă mulțumesc anul ăsta. Am făcut eu câteva categorii de maraton UCP, locul 1, locul 2, maraton, categorie făcută pe zona mea de aici. Dar n-am putut să prind la nivel național, că mai trebuia încă un Severdonez de 1100. Am zburat și câțiva și acolo la 1100 a doua oară. Dar am mai avut și un ghinion. Ceasul, exact. Am desigilat, am concurs înainte, pe urmă n-am mai ieșit celălalt, în sfârșit. Vi l-a anulat pe cine? Da, v-a scos, da, porumbei. Da, am scos un concurs și am și șters concursul. Normal, a fost ceva în neregulă, nu știu ce s-a întâmplat, n-am putut să desigilez, să-mi apară așa. Și când am făcut derbiul de pui, când am marcat pentru pui și am băgat în ceas, cel care mi-a făcut ceasul la pui mi-a spus, zice, da, dacă decât listai și nu ștergeai concursul, exact, rămânea. Dar în sfârșit, asta a fost, când e să... Când se întâmple, se întâmple. Da, se întâmple. Sunt mulțumit că, domnul Alexandru, am 22 sau 23 de porumbei sosiți, de la 1100 de kilometri, după 8 zile de concurs, cât a ținut concursul, dar am 11 iarni sosiți. De la derbiul ăsta de 1100 de kilometri. Deci prin 3-11 iarnești. 11 pui, vă spun sincer, sunt pe fișa de start, sunt aici în fața noastră. Să ne prezentați dacă sunteți oameni bun, da, în 2 din ei. Cel mai reprezentativ e un mascul care a zburat și primul Severdonez la 1100 de kilometri, da, și a clasat și l-am băgat și a doua oară. L-am băgat și a doua oară și dacă a fost ghinionul cu desigilarea, că a trebuit să desigilez mascul. Așa e când vrei să faci bine, ca să ajuți plumbul să facem și noi numărul de porumbei să facă fiecare. Și nu știu ce s-a întâmplat de sigilare, că n-am putut să mai desigilez. Și nu v-a luat rezultatele în calcul? La... Da, și nu mi-a luat pentru că nu se mai deschidea. Mi-a apărut pe ecranul ceasului, mi-a apărut... lotul de zbor cu numele, cu nu știu ce. Deci era numai capul de tabel. Da. Asta e. Are. Până la urmă de învățăm, de an de an învățăm
uite că nu găsesc pe loc cutii, dar iarăși și pe zona noastră. Eu am zburat cu zona, am spus, cu zona de Argeș, Vâlcea, Mehedin. Până la Mehedin, sau? Da. Până acum la derbiul național, mai zburat puțin pe partea asta. Deci ăsta e mascul, un pui de un an de zile, care a clasat la primul derbiu și a zburat și pe al doilea, deci el sunt doi pui. Are 2000, cel puțin 2200 pe hârtie. 2200 numai din două etape, zburat. Din două etape, nu mai spun pe alea de 800, de 900, de 500, 600, că restul nu le... Nu le mai contabilizați. Nu. Deci, și gândiți-vă că am 11 pui la derbiu ăsta. Ați început să zburați cu... La fel de bine și cu Iarlingi, este, se maturizează... Păi da, la Iarlingi acum 2 ani de zile am avut locul 8 național extrem maraton, nu? Da, exact. Da, argintiu, e la lotul, e la matcă, nu se mai... Da. Și ăsta e un pui de un an de zile, e nepotul lui Andrei, un cuc de la matcă, care de 3-4 ani de zile niciun pui n-a mai avut la lotul de zbor. Că am dat la cineva la Bușteni, pe Valea Profului, acum vreo 2 ani, un fiu din Andrei și a zburat proprietarul 36 de pui. Din 36 de pui toamna a pierdut 33 și a rămas cu 3 dintre ai mei. Și s-a dus bunul că din Andrei e nu știu ce. Și toată lumea că vrea din Andrei. Dar anul ăsta a spus, am din toți porumbeii mei de... Deci primăvară o să fie încercare foarte elocventă, în sensul că vei ști exact care au fost perechile cele mai bune. Da. Super. Pentru că au rămas, ne zburăm derbiu de pui, acolo băgam 40-50 la câți aveam. Știu că vă place să zburăm și acolo. Da, păi cum, anul trecut eu am avut 3 porumbei până la 3 și un sfert. De la ora 3 și până la ora 15, până la 15 și 15 minute am avut 3 porumbei. 3 porumbei, nu? Da, cam așa, 15-20, nu știu cât, 3 sosiți. Uite, aceea de acolo e locul întâi, anul trecut la pui. Guta, la derbiu, da? Aceea cu... Da, în colț. Da. Asta. Da, e... Și anul ăsta a fost și o chestie, că puteam să-i salt. Eu îi duceam de la 250 la 550, dar am văzut că vârfurile de anul trecut care au tras la pui, ea a mers, a zburat și ea 1100 de kilometri anul ăsta, dar obosită. Deci, s-a resimțit. S-a resimțit, de ce să nu spunem și cred că spun și alți colombofili că puiul care trage toamna și nu știu dacă nu-l ții anul viitor să-l ții acasă sau să-l menajezi puțin să nu mai... El trage, dar se dă peste cap. De ce să... Văd că i-aveți, nu i-a separat încă, nu? Nu i-a separat, o să-i separ zilele astea că o să aduc numai mascule aici. N-am nici boxe să cât de cât trebuie să-i împerechez în primăvară. Chiar ce faceți cu ei dacă aveți... Păi văd, eu mai am un compartiment unde mai am 15 boxe și să-i bag masculii, să-și ia boxe, să-i împerechez de moment. Și la anul... trebuie să-și ia boxe, obligatoriu. Nu, v-am spus, indiferent ce a fost și cu organizarea, dar și eu am greșit mai multe lucruri. După câțiva ani de zile, de 4-5 ani de zile, porumbeii nu i-a mai avut la natural. Și acum naturalul ăsta mai e, nu care ar fi ceva rău. Înainte zburați natural, nu? Mai natural. Dar ce se întâmplă? Domnule, clima. S-a schimbat și clima. Așa e. Spune că îmbarcăm joi pentru maraton. Nu pot să îmbarc joi, că vine ploaie, vine... Se întâmplă ceva în Ucraina sau undeva, nu se poate. Și traseul e foarte lung. Și atunci traseul e foarte lung și normal că... Inevitabil se întâmplă ca pe anumită porțiune. Da. Tu i-ai pregătit că au oat, că o să aibă pui, că o să crească, nu știu ce, dar ia automat, dacă 3 zile, 2-3 zile te țin cu ei acasă, ei intră iarăși, poate să unii au pui. Îi scoate din formă, da. Da, îi scoate și din formă și plus că nu poți să... Bun, ia-i la natural, unii au pui, unul întârzie, unul se pierde. Tu, bine, femeia care trebuie să o bagi acum, imediat femeia se împerechează cu alt mascul. Intră în alt ciclu, da, așa e. Bun, când se n-au oa, sau dacă dă să ouă și bun, e gata să ouă.
te anunță, hai, bag-o, când vine, ia-o. Ești dereglat din cauza timpului, din cauza organizării, că așa nu mai, înainte, în anii 2000, când, după 2000, când am început să zbor eu, parcă nu era clima asta și nu era decalajul astea așa mari. Și organizatorii atunci să dau și ei după condițiile climatice. Anul ăsta a fost și un an foarte dificil, da, din punct de vedere al condițiilor. Deci greșeala de-a mea. Trebuia să zbor cum am zburat 3-4 ani de zile, cât de cât, și ați văzut. S-au mai văzut. 1, 2, 3 porumbei acolo erau pe unde erau. Sau la plasare, eram în față. Bun, unii au pui. Le dai mâncare când vine ca să-i refaci. Da. Având pui, trebuie să-i stimulezi altfel, care aveau ouă altfel. Așa e. Și schimbăm mâncarea și în perioada asta, schimbăm mâncarea în perioada asta și năpârlirea și ieșitul din formă. Schimbând, azi îi dai o hrană, mâine îi dai o hrană, când pleacă altă hrană. Deci nu. Anul așa o să vadă. Masculii într-un compartiment, femele într-un compartiment. La 1 august, pe 4 august, când s-o termina alea mare, dacă ajung să zbor până acolo, atunci împerechez să scoată pui. Nu, că am mai avut și am început și penajul, de ce să nu spun. Au fost. Au fost, și au fost. Și la sările alea întârziate, dar recunosc că mi s-au urât cu binevent, cum se spune pe românește, și am zis, bă, vreau să fac așa. Și nu, se vede imediat, da. Mi-a dat răspunsul. Da. Nu. Domnul Mihai, de multe ori am vrut să vă întreb și acum mi-am adus aminte și o fac în direct. Spuneți-mi și mie, am văzut la dumneavoastră aici în casă că aveți o bibliotecă plină de cupe. Care de care mai mare? Mai frumoasă, mai valoroasă. Da, da, da. Sunteți amabil să ni le arătați, să ni le prezentați puțin? O să le vedem și cupele. Mai o parte din ele, că și soția nu m-a cam scos cu ele așa, am mai dat și... Mai sunt și prin pot, unde mai le-ați spus? Mai sunt, așa, o parte din ele. Sine. Dar nu știu cupele, nu pot să spun că... Dar am văzut că aveți într-un colț, acolo e colțul dumneavoastră, columbofil, da, la sufragerie. Sunt câteva. Acolo o să le vedem, o să le filmăm și mai povestim despre ele. Sigur că da. Da. Haideți să mergem acum. Unde mai mergem? În ce compartiment? Avem un compartiment de pui care n-au ieșit afară scoși, zic eu, numai din... Din spuma cremă, nu? Da, da. Cum am avut și anul trecut, vreo 20-30 și... Mergem. Da.